găsit, dragi prieteni ai artelor! Artista Alina Alda a imaginat o instalație de mari dimensiuni și de o mare spectaculozitate pentru expoziția ei intitulată Visul Marelui Fluture Negru, deschisă la centrul Brâncuș al Muzeului de Artă din Craiova, locul unde ne aflăm și noi astăzi. Gândite special pentru acest spațiu, lucrările făpturi fascinează și tulbură prin iluzia imponderabilității și energia secretă a materiei. Alina Alda, un nume de referință al sculpturii contemporane românești, laureată a Premiului pentru Sculptură pentru 2023, decernată de Uniunea Artiștilor Plastici din România, a gândit o amplă expoziție personală pentru spațiul centrului Constantin Brâncuș al Muzeului de Artă din Craiova. Cunoscută pentru lucrările sale realizate din materiale organice și anorganice, care iau în stăpânire spațiul expozițional, Visul Marelui Fluture Negru cuprinde o serie de instalații de mari dimensiuni, realizate în dialog cu spațiul expozițional, în perioada 2023-2024 și prezentate în premieră publicului larg. Proiectul actual continuă preocupările sale în abordarea ambivalentă a haosului și a ordinii din proiectele artistice anterioare. Creația artistei se construiește pornind de la cercetările privind efectul fluturelui și teoria haosului ale lui Edward Lorenz, cel care asociază conceptul cu baterea din aripi a unui fluture, ce poate avea drept consecințe crearea unui taifun. Fluturele este o reprezentare simbolică a unei cantități neglijabile sau necunoscute, ce ilustrează ideea că evenimentele mici pot să servească ca un catalizator, având un impact major asupra condițiilor inițiale. Totul pornește de la un alt demers care are un substrat științific, așa cum vi s-a explicat și în proiectul curatorial, dar inclusiv acest substrat științific care este foarte vechi în cercetarea artistică, nu știu, poate ajunge să îl amintim pe Leonardo sau zona futuriștilor, asupra realiștilor sau mai nou și mai actual, mai apropiat de spațiul nostru, grupul Sigma. Deci știința întotdeauna a exercitat o fascinație specială pentru zona artistică și a fost foarte fertilă. Asta nu înseamnă, din punctul meu de vedere, că ea trebuie luată ad literam, altfel decât, să spunem, un peisaj, o natură moartă sau un nud, orice alt model pe care artiștii reușesc să susțină propria lor teorie și propriul lor univers. Cred că același lucru se întâmplă și în situația de față. Deși titlul sună borgesian, expoziția, într-un fel sau altul, este asemenea, iar ceea ce înțeleg eu din discursul vizual pe care mi l-a propus astăzi seară artista aici, special pentru acest spațiu craiovean, cred că este unul de natură pur artistică și aș putea să-l înțeleg dintr-o anumită perspectivă chiar clasic, deși sună ciudat și contrastant, sunt desene întuși de mari dimensiuni. Ele dau o probitate a parcursului și, în egală măsură, o continuitate de la clasic la ultracontemporan. Acest circuit despre care am discutat de dimineață cu artista și care mi l-a confirmat este, de fapt, un discurs și o formulă de a-și asuma, așa cum rare ori artiștii contemporani își asumă clasicitatea,
în formele ei cele mai acute. De altfel, cred că ea nici nu este o artistă contemporană. Este o artistă permanentă prin ceea ce face. Este o artistă care își generează discursul din însăși această dorință de a continua și de ordine pe care structura ei intimă o conține. Și în acest sens, eu o văd ca pe un artist clasic care, evident, activând în zilele noastre, nu poate să-și facă și să-și genereze lumea decât în formele în care ea o vede, în formele contemporaneității, în aceste forme specifice sensibilității noastre actuale. Este una dintre artistele din România care stăpânește extrem de bine spațiile și reușește să facă expoziții de anvergură în zona site-specific. O zonă care în arta contemporană din lume este foarte, să spunem, nu neapărat că la modă, putem spune și la modă, dar este o zonă care aduce foarte mult public. Muzeele sunt foarte fericite când au artiști care pot stăpâni spațiile acestea ample și care pot să aducă o notă de mare originalitate și poate să și jongleze într-o zonă, să spunem așa, la interferența dintre știință și, și artă. Proiectul inițial este pornit, de fapt, din 2019 cu o serie de desene pe care dumneavoastră o să le și puteți vedea, dar în forma lor digitală sunt cele care sunt amplasate pe monitoare. Și o animație 2D. Desenele sunt în relație cu această teorie a fluturelui, a cercetătorului Edward Lawrence, care spune că un fluture, care este un, să fim serioși, una dintre cele mai, nu cea mai mică vietate, dar oricum o vietate mică și delicată, are o influență foarte mare în ceea ce privește lumea și el are teoria că un fluture, zbaterea aripioarelor unui fluture pe un anumit continent poate să declanșeze în partea cealaltă a continentului un întreg taifun. Acum, pentru că ne aflăm în centrul Brâncuș, Constantin Brâncuș, eu chiar mă gândeam zilele trecute că poate și expoziția asta lui Alina e tot așa ca un fluture care poate o să declanșeze așa un taifun în zona artistică și poate la un moment dat Craiova o să fie unul dintre centrele importante. Instalația în centrul căruia ne aflăm este cumva un 3D al desenelor începute în 2019, această serie G, așa se numesc desenele, și se numește chiar Marele Fluture Negru și pornește de la această teorie a lui Lawrence. Ceea ce este interesant prin dispunerea acestor spații, da, ușor fragmentate, este că nu are un parcurs evolutiv. Partea de introducere a acestei expoziții este oarecum în finalul acestui spațiu, lucru care îmi și place foarte mult pentru lecturarea acestei expoziții. Spațiul acesta central, spațiul labirintic, Black Space, cum l-am numit noi, reunește într-adevăr, dacă vreți, mostre prevalate din cadrul expozițiilor precedente. Expoziții care sunt interconectate, au la bază aceleași idei, aceleași concepte, dar ele într-adevăr se nuanțează, se diversifică și mă preocup, evident, de o anumită temă, cum s-a întâmplat și în cadrul acestei expoziții. În cadrul spațiului central regăsim componente din Alter Reality, din Condition Inside Out, din Cells și, evident, cum Diana a spus, și din Butterfly Effect, o expoziție care a avut loc în 2020.
M-am aplecat asupra acestei teme a butterfly effect, pentru că nu poți pe o asemenea desfășurare să diversifici foarte mult tematica, trebuie să o susții și să aibă o coerență. Este adevărat că am și elemente intruzive care se află în grădina japoneză. Și iară interesant este că cu această imagine ne întâlnim prima dată ca să ni se releve de fapt tematica pe care eu am vrut să vă prezint astăzi. Spațiul centrului Brâncuș, care nu a fost destinat pentru a adăposti expoziții, își dezvăluie capacitatea sa admirabilă de a deveni gazda pentru opere de artă. Așa cum se întâmplă uneori cu hale industriale, cu stații feroviare, cu săli de aeroport, într-un cuvânt cu spații considerate neconvenționale, iată că și de această dată avem posibilitatea de a adăposti piese de o excepțională spectaculozitate. Am fost întrebat și de data aceasta, dar și cu alte ocazii, de persoane, să zicem, respectabile, dacă consider că acest gen de expresie este cu adevărat artă. Sunt destui care, fie conservatori din considerente temeinic argumentate, fie doar urmare a unui retard cultural, nu rezonează cu astfel de manifestări. Nu pot răspunde prin da sau nu la astfel de dileme. Pentru mine, verdictul valorii este dat de emoția pe care mi-o stârnește un volum, o suprafață, o suită de sunete, o înlănțuire de mișcări. Dacă sunt emoționat de la încântare la oripilare, de la sublim la abject, atunci, pentru mine, repet, pentru mine este artă. Tot ce mă lasă indiferent, pentru mine, iarăși repet, nu poate fi artă. Ceea ce expune astăzi Alina Aldea, nu doar că nu mă lasă indiferent, nu doar că mă încântă vizual, sunt de-a dreptul extaziat de desfășurarea amplă de forme, de material, imobile, formal sau dinamic însuflețite, cu transparențele lor suprapuse, cu zonele de reflexivitate, cu texturile în admirabilă asociere neforțată, sfidând gravitația sau răpuse de aceasta. Toate acestea mă emoționează. Lucrările Alinei Alda transmit o mișcare ușor perceptibilă. Iluzia, fluiditatea, energia materiei, imponderabilitatea sunt noțiuni cu care artista se joacă în cadrul experimentului, la care privitorul este invitat să reflecteze. Alina Alda este absolventă a Universității Naționale de Artă București, specializarea sculptură. În ultimii ani, preocuparea sa majoră pentru instalații și desen a condus-o spre o chestionare a evoluției și întrepătrunderii între artă și știință și a paradigmei omului contemporan, înconjurat de tehnologie, dezvoltând un nou sistem de gândire, un nou limbaj de creație și comunicare. Colocviile scrisului românesc au adus și anul acesta personalități culturale la Craiova, dar și o temă de mare actualitate în dezbatere, literatura, artele și inteligența artificială. Peste 20 de oameni de cultură au răspuns anchetei lansate de Colocvii, manifestându-și îngrijorarea față de intruziunea tehnologiilor avansate în lumea artei și a creației, intruziune ce poate duce la anularea identității artistice. Cea de-a 19-a ediție a Colocviilor Scrisul Românesc a adus încă o dată la Craiova personalități culturale din țară, dar și din străinătate. Tema propusă anul acesta este una aflată în prim planul preocupărilor la nivel mondial.
Inteligența artificială este tot mai prezentă într-o multitudine de domenii ale activității umane. Dacă în alte zone temerile sunt legate de pierderea unor locuri de muncă, pătrunderea tehnologiei în zona creației artistice poate duce la plagiat prin inteligența artificială și la anularea identității artistice. Opiniile exprimate au fost diverse, mergând de la optimism și încrederea în imposibilitatea imitării emoției sau originalității din artă și literatură, până la scenarii sumbre legate de pierderea controlului asupra inteligenței artificiale. Complexă, modernă și sofisticată, enigmatică și de o excepțională actualitate, este și tema literatura, artele și inteligența artificială, pe care o dezbatem în cadrul colovilor din acest an, cu participarea colaboratorilor de bază ai revistei, dar și alți invitați. Subiectul nu este nou. Circulă în forme diferite de peste un secol și jumătate, dar a cunoscut în ultima perioadă o evoluție neașteptată care a atras atenția până la îngrijorare. Procesul inteligenței artificiale nu este o inteligență în sine și de creație propriu-zisă, ci unul de imitație care depinde de gândirea umană. Cu alte cuvinte, este tot o formă a inteligenței umane, care însă are o evoluție poate imprevizibilă ce îngrijorează. Se vorbește tot mai mult și mai pasionat despre viitorul umanității în era tehnologică, despre beneficiile și pericolele generate de inteligența artificială și teama că roboții vor căpăta abilități care pot ajunge să depășească performanța umană. Eu voi alege zona pesimistă, ca să spun așa. Nu înfricoșată, lucidă. Iar revista cu adevărat este de genul acesta, se poate face o statistică foarte bună. O treime dintre texte au un semn de întrebare la final. Celelalte au semnele de întrebare prin conținut. Tranșante nu-s decât câteva, aproape toate atrag atenția, dar sunt și texte optimiste. Îi provoc pe cei optimiști la micșorarea dozei în următorul context. AI-ul, nu armele ucid, ci oamenii care folosesc arme. De-a lungul istoriei, omul a inventat tot felul de lucruri care pot fi folosite și spre bine și spre rău. Nu-i vreau nu adea, cu fiecare, cu orice cui, cu, nu zic de cuții, de dinamită, putem face și lucruri bune și lucruri rele. Exact în această situație stă inteligența artificială. Folosită de băieții buni, putem fi optimiști, folosită de băieții răi, Doamne ferește. Mașina este considerată, noi, privitorii, spunem că e inteligentă. Ea nu e nici inteligență, nici neinteligentă. Sunt niște electroni care aleargă pe acolo prin tinichele. Nu mă aud de ChatGPT-ul, pot să vorbesc pe orativ. Nu va avea conștiință niciodată ca a noastră. Va simula oricând că e inteligentă, simulează deja, convingător pentru privitorul de afară. Aș vrea să ne gândim puțin la emoție. Se spune că avantajul nostru față de mașină este emoția. Ne mai consolăm cu gândul că ChatGPT, o fi el politically correct, o fi el performant, dar n-are emoție. Și asta ni se pare nouă marele nostru avantaj față de mașină. Noi avem emoție, mașina n-are emoție. Vă dau vestea proastă că nici noi nu prea mai avem emoție. Și nu mai avem emoție nici în relațiile personale și umane și nu mai avem emoție nici în scris și în artă. Este poate un blestem al umanității ca să-și piardă umanitatea înainte ca mașina să ne înghită. Este mersul firesc al lumii care se, din rațiune, din practicalitate, din lipsă de timp, din frica apropierii morții, să devină puțin mai mașină,
decât ar trebui să fie, nu știu, dar pot să vă spun că în New York eu trăiesc într-o anxietate continuă din cauza acestei săbii deasupra capului. Aici sunt între pesimiști și am observat ceva. Oamenii tineri sau mai tineri sunt cei care intră în categoria optimiștilor. Ei văd deocamdată beneficiile și se uită cu puțină neîncredere, dar și cu puțină compasiune pentru noi mai în vârstă, care suntem speriați că viitorul a fost ieri și că puținul timp care ne-a mai rămas va fi și acela împuținat. E adevărat că ChatGPT-ul nu prea are simțul metaforei, dar probabil că încetul cu încetul îl vor perfecționa. S-a vorbit de emoții, n-are nici emoții și n-are simțul umorului. Slavă Domnului! Nu cred că intră nimeni pe ChatGPT să se distreze. Decât dacă eventual are halucinații, atunci devine chiar hilar. În America se vorbește tot mai mult de există un termen, se numește singularity. Nu știu cum să-l traduc în românește. Da. Este acel punct în care un punct de nou, în care nu mai există cale de întoarcere. Punctul în care omul care comanda și dirija mașina este înlocuit și mașina începe să-l dirigeze pe om, ducând probabil într-o formă de zombificare intelectuală pe care niciunii nu ne-o dorim. Pentru scriitori este adevărat că inteligența artificială poate funcționa ca o binecuvântare dacă ne gândim la cât de cronofagă este cercetarea pentru o carte, la toate detaliile care trebuie să intre în ea, la cât de mult timp și efort, da, depunem efectivamente pentru a găsi ceea ce lipsește dintr-un anumit aspect, dintr-un anumit fragment, cât de grele sunt corecturile gramaticale, iar inteligența artificială le poate face în no time, cum s-ar zice. Problema este că și problemele sunt enorme, da? Colaborarea dintre inteligența artificială și scriitor poate aduce cu sine discuții despre copyright și etică, conținutul generat de inteligența artificială poate declanșa o ruptură sau o fragmentare a stilului, sau în cel mai rău caz o completă obliterare a lui, iar un scriitor fără stil propriu nu este un scriitor, da? Flaubert și Proust m-ar acompania în această afirmație. Pe lângă toate aceste probleme, cea mai importantă dintre toate, identitatea și stilul scriitorilor. Sigur că algoritmii sunt extrem de omogeni, creativitatea extraordinară intrinsecă ființelor umane nu poate fi însă mimată perfect, indiferent de apologiile celor absolut fascinați de tehnologie. Și în acest caz, cred că pentru mult timp de acum încolo vom vedea producții sub apanajul suboptimului și al mediocrității. Există un filozof din secolul XIX, Wilhelm Dilthey, care spune foarte simplu, referitor la poezie, dar se poate extinde la alte artele, da, că o creație de acest gen este o rezultantă trăire, între experiență, Erlebnis, și rostire, cuvânt, Dichtung. Ori ChatGPT-ul va putea, sau altă platformă, altă, eu știu, instanță care folosește inteligența artificială, va putea imita într-adevăr, va putea învăța cum să creeze folosind doar a doua variantă, pentru că este în spatele acelui text nu există niciun fel de experiență. El simulează niște experiențe tot umane, el învață să se comporte, să imite niște structuri ale unui text. Iar în privința utilizării limbajului, cât și modul în care funcționează de fapt inteligența umană, e un articol foarte bun al lui Noam Chomsky, scris, publicat, cred că anul trecut, dacă nu cumva chiar acum 2 ani, în care Noam Chomsky, celebrul lingvist, nu, american, spune foarte clar, limbajul uman nu funcționează așa, inteligența umană nu funcționează așa. E exact
inversul decât e, nu funcționează inteligența umană. Nu are acces la big data și de acolo să extragă o medie, da, să-ți facă un rezumat, să se adapteze în funcție de ocurențele care îl interesează pe program, nu? Din ceea ce-i cer tu, ci dimpotrivă, inteligența umană și modul în care se formează limbajul este exact invers. E dinspre particular spre general. Din câteva date pe care le avem, extrapolăm și ajungem să gândim lumea. Și aici, sigur că lucrurile astea nu se pot schimba, pentru că ele sunt fundamentale și vor rămâne. În cadrul manifestării au fost lansate mai multe volume, apărute la editura Scrisul Românesc, printre care Amprente și voci, volumul al patrulea al istoricului literar Florea Firan și antologia Omul sau Opera, ce cuprinde textele comunicărilor prezentate la ediția colocviilor din 2023. Ce ne scriem când nu ne citește nimeni? Ar putea fi o întrebare al cărei posibil răspuns îl găsim în cartea ce poartă chiar acest subtitlu. O carte la graniță pentru că are două autoare, Alexandra Rusu și Maria Tănăsescu, iar încadrarea ei în categoriile clasice este aproape imposibilă. Confesiune, amintire, poem, scrisoare, sâmbure de narațiune, două voci, una singură, toate se împletesc și își dau voie să ajungă la toți cei care vor să înțeleagă feminitatea prin ochii unei prietenii rare. Dragă A, era vacanța de vară dintre a 10-a și a 11-a și întâmplarea a făcut că un prieten mi-a propus să merg timp de câteva săptămâni noaptea, să acopăr câteva ore la un post de radio local. E cea mai fosforescentă amintire din liceu. Mă duceam pe la 11, când era pe final ultima emisiune cu prezentator a zilei și așteptam emoționată să mi se cedeze locul. Și urmau câteva ore în care aveam de memorat chestii tehnice ca să nu las spații moarte între piese. În rest, eram singură între pereții bine antifonați cu o bibliotecă uriașă de CD-uri în spate. Nu eram îndrăgostită, sora, nu eram nesigură, nu eram tristă și nici tensionată. A fost, poate, singura vârstă când am fost egală cu mine, într-un mod complet lipsit de așteptări și plin de posibilități. Nu mi-era teamă de nimic, nici de minutele în plus ale pieselor, nici de intro-urile prea instrumentale, nici de versurile prea grafice, nici de ritmurile inegale sau exotice, nici de judecățile celorlalți. Găsisem o libertate fără rival, gândul că spărgeam singurătatea, fie și a unui singur om, cu obsesiile mele muzicale, era de o energie nesfârșită. Începeam cu Red Hot Chili Peppers, Joy Division, Dire Straits. Viram oricând către Cesaria Evora, Valeriu Sterian, Tom Petty and the Heartbreakers, Cohen și The Cranberries. Și încheiam mereu, ritualic, spre dimineață, cu Proud Mary. Creedence Clearwater Revival îmi plăceau la nebunie, probabil pentru că în afară de mine nu-i prea știa nimeni, așa mi se părea, pentru numele lor baroc și desuet și pentru că în afară de 2-3 hituri n-au rezistat, au făcut rapid implozie. Totuși, mai era ceva acolo, era ceva aspirațional. Trebuie să fi simțit că e și despre mine piesa asta cu nume curajos, de biserică sud-americană. Dar vezi tu, sora mea, nu mai am 16 ani și am adunat o seamă de spaime. Mă gândesc la judecățile celorlalți. Am fost îndrăgostită și am pierdut tot ce s-a agățat vreodată de numele meu. Mă adăpostesc adesea sub el, sub numele meu, sub numele nostru, așa cum s-au adăpostit vase de croazieră sau vase de luptă care s-au scufundat. Mă preocupă vârstele lumii și vârstele femeii, ba chiar și vârstele Sfintei Marii, Stella Maris, Maica Îndurerată, Regina Cerurilor. Dar mă întreb ca și tine cum a arătat ea când n-a mai avut chef să iasă la pizza nici măcar o dată pe an cu părinții ei, Ioachim și Ana, cum își petrecea după amiezile de Crăciun când fiul ei nu-și mai amintea să-i trimită nici măcar o rămurică de măslin. Cum a arătat viața ei înainte să fie canonizată, adorată, înainte să-și ia pe cap tot felul de cauze pierdute sau marginale, Maria de la Humilita,
Maria Lactans, Santa Maria de la Salute, Santa Maria delle Grazie, Santa Maria del Mar, Santa Maria della Vita, Santa Maria della Snieves, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria de los Reyes, Our Lady of Good Health, La Virgen de Soledad. Cum au arătat anii din urmă, fără glamour, fără alai de sfințișori, de dinainte de adormire? Cum și-a petrecut Proud Mary of Our Eternal Silence ultimul revelion? Ce a mai avut curaj să-și dorească? La ce a dat, pentru ultima dată, play? Maria Tănăsescu și Alexandra Rusu încep o corespondență online disecând în scris stările induse de pandemia de COVID, războiul din Ucraina sau politica externă și ajungând, printr-un act de curaj față de ele însele, să radiografieze întreaga lor viață, pornind de la copilăria fragedă până la condiția de femeie adultă și trecând chiar mai departe spre moarte. Relațiile intime de familie sunt expuse într-o formă de poezie și se leagă unele de celelalte prin contururi fine ca într-un puzzle. Dincolo de faptul că voiam să ne provocăm și să ne emoționăm una pe cealaltă, eu am simțit într-o primă instanță forța de seducție pe care poate să o aibă scrisul asupra unui cititor, pentru că eu îmi doream foarte tare să o țin acolo, în șantierul nostru, în Google Doc-ul nostru, să punem în continuare cărămiduțe, să mai construim o fereastră, să punem ușa acolo unde trebuie pusă, adică voiam să o seduc și să rămână acolo. Și apropo de istoriile astea de familie, spre finalul textului simțeam cumva că începem să avem o genealogie comună, că s-au contopit într-un fel toate poveștile astea și le-am găsit asemănări și firește că și din construcția ficțională, nu doar din biografiile noastre, dar se simțea așa ca un trunchi comun din care porniseră aceste două voci. Apropo de momentele de cumpănă, da, au fost câteva absențe foarte lungi ale uneia sau alteia dintre noi din text pe care le-am resimțit foarte dureros, care poate că nu se simt acum la lectură, dar a fost așa un sentiment de abandon, poate că nu o să rezistăm să scriem până la capăt ce avem de scris, am avut tot felul de dileme legate și de... cum să zic, de cât de solid e textul ăsta pentru altcineva în afară de noi două, cât de bine se ține pe propriile picioare dacă e citit și de altcineva în afară. Când a apărut această întrebare? Pe tot parcursul textului. Probabil că cel mai puternic a fost la început, dar undeva și spre final ne puneam întrebările astea, aveam dilemele astea chinuitoare. Și am început să vorbim cu o furie, o disperare, care e posibil să fi fost a acelor zile. Cred că nu numai noi am început în perioada aia să vorbim și să simțim nevoia de a lua legătura cu alți oameni, poate într-un fel mai intens sau nou. Și asta am făcut și am simțit să ne povestim viețile, să povestim despre noi, despre fiecare celelalte, cu o urgență incredibilă. Femei la granița timpului, la granița universurilor paralele, femei la granița numelor, femei la granița dintre iubire și moarte, femei la granițe ca niște linii roșii și femei la granițe subtile, despre fiecare și toate femeile din noi și despre fiecare și toate granițele din sufletul nostru, vorbesc într-un stil inconfundabil autoarele în cel mai nou volum publicat la editura 3. M-am luptat cu felul în care să... le scriu, să le povestesc cu registrul, cu nuanțele, cu granițele, cât spui, ce spui, unde te oprești, ce granițe treci și ce granițe nu treci, pentru că nu trebuie să le treci pe toate, evident. Cu asta m-am luptat. Altfel, de fiecare dată când povestești cuiva, bineînțeles povestești altfel și întâmplarea respectivă, momentul respectiv, se schimbă. Ăsta e un mecanism pe care știm cu toții și slavă Domnului că există și că lucrurile nu sunt doar într-un singur fel, că trecutul nu e doar într-un singur fel. Sunt foarte recunoscătoare pentru acest mecanism. Cred că e un mecanism de supraviețuire foarte bun. A fost o anumită muncă de rearanjare a textelor, în primul rând,
pentru că, de exemplu, nu eram, cu adevărat nu aveam un prim text care să introducă totul, pentru că noi am început cu niște filmituri pe care, care după aceea au început să se adune, dar deja era mijlocul cărții. Și atunci a trebuit să rearanjăm un pic. Da, am scos câteva texte care erau, care nu ni s-au părut atât de puternice în sine, sau chiar schimburi care nu ni s-au mai părut relevante. N-au fost foarte multe, dar da, e o muncă de rearanjare când ai un material scris așa de la cald, pentru că noi ne scriam aproximativ în fiecare duminică, editam înainte de a-l da celelalte, dar el rămânea cald, așa, un material laburind. După aceea, sigur că aici trebuie să ai mare grijă, pentru că poți să omori ceva din autenticitate dacă editezi prea mult. De asta zic că pentru mine a fost foarte interesant. A fost foarte interesant și ca editor, nu că aș fi fost vreodată editorul acestei cărți, dar atât cât m-am putut dedubla eu, a fost super interesantă decizia. Lasă asta, sună foarte... foarte informal, sună chiar ca ceva ce ne-am zice noi două, doar una în prezența celelalte, da sau nu? Și sigur că mai este și o întrebare apropo de cuvintele tari pe care am simțit nevoia să le folosim, adică anumite părți din cartea asta sunt pline de o furie, de niște lucruri foarte mult ținute așa sub capac și izbucnesc și, bineînțeles, izbucnesc și sub formă de limbaj tare câteodată. Tare în sensul că nu eviți să numești o anumită realitate... cum se numește ea, în limbajul a două prietene. Cum obișnuim, da, exact, da. Să o numim noi în conversațiile noastre. Exact, și asta a fost o altă decizie. Nici asta n-a fost greu de luat, pentru că ne-a adus o bulină cu 16+, asta pe arăta, coperta, da? 4. Și, da, și nu mă feresc să spun că ne-a adus și niște, cred că am pierdut niște cititori importanți, niște cititori scriitori, la care țineam, care sunt dintr-o altă generație și care, deși cred că au apreciat alte lucruri în scrisul nostru, alte calități, n-au apreciat limbajul tare care s-a păstrat în câteva locuri, nu sunt foarte multe. Eu cumva mă mișc între două imagini când mă gândesc la memorie. Una e o imagine pe care am evocat-o și în text și la care țin foarte mult, pentru că țin foarte mult la autor, și anume Zebald, care încearcă să apropie felul ăsta complet haotic și nesistematic în care acționează memoria, imaginii unui câine care traversează într-un mod cu totul haotic un câmp și adulmecă din loc în loc și fără să pară că știe unde vrea să ajungă sau la ce vrea să ajungă, și în cele din urmă se oprește și știe exact că acolo a găsit ce căuta. Cam așa se întâmplă și cu travaliul memoriei. Și cea de-a doua imagine care îmi vine în minte este cea a unei dive complet capricioase și drama queen și tragice eventual, care transformă un material complet prozaic și cotidian și banal în ceva poate care începe să semene cu literatura. Ce-ar putea fi, ce-ar putea fi? Stai. Care e tema mea preferată? Moartea, desigur. Nu. Asta este tema mea preferată. Ceva plictisitor. Da. Marie, memoria servește mai ales când datele mobile sunt prea scumpe. Atunci am și eu certitudinea că e cu adevărat folositoare. Altfel, am ajuns să cred că fiecare om are un fel de climă interioară, iar ceea ce numim memorie e doar un sezon, care, bineînțeles, revine sub ușor altă formă. Temperaturile medii se mențin, dar se înregistrează și vârfuri, pe pozitiv, pe negativ. Nu sunt o fană a memoriei. Dacă ar fi o persoană, ar fi din calea afară de negativistă, mereu în mod duios panicos. Cineva care se jelește tot timpul că i-au plecat copiii de acasă. Poate de asta îmi place Berlinul, care n-a reconstruit după arhive, ci a lăsat în paragină controlată, amenințătoare și cu degetul ridicat, sau a pus sticlă și oțel în formă de cărămidă și mortar.
Cred că fiecare plan de reconstrucție a unui oraș trecut prin traumă majoră vorbește enorm despre cum se raportează poporul respectiv la vindecare, viitor, credință, acceptare, pierdere, regenerare. Dar poate fi reprezentat acel popor? În ce măsură le reprezintă decizia celor cu drept de decizie? Ce e sigur e că inciziile făcute în corpul orașului sunt tranșee săpate în mințile celor care îl locuiesc. Acum 2 săptămâni, înotam singură în largul coastei, apa aproape caldă și valurile aproape mari. Marea solicitantă, cât să nu uiți unde ești. Am întors capul spre țărm și mi-am dat seama că sunt încă în viață. În ultimii ani am avut momente în care m-am cam îndoit. Ce te poate face să te simți iubită în largul unei mări un pic agitate, dacă nu memoria? Am scris un text și l-am șters, nu de tot. Am lăsat mai degrabă dovada că n-a ieșit. Ce înseamnă că n-a ieșit? E prea concentrat, nu are punți, e prea intim și chircit, e deja stafidit, deși bebeluș. Mă chinuiam să zic ceva definitiv despre maternitate și feminitate și eventual legătura lor cu religia. Nu mi-e rușine să recunosc. Ceva esențial care să instituie dubiul, să le scutească pe celelalte de suferința de a experimenta lucrurile astea fără unelte și pe mine de chinul de a mai încerca să le exprim. Și voiam toate astea într-un singur paragraf. L-am lăsat ca să mă vezi cum sunt când sunt nesinceră, când de fapt știu dinainte, când țin morțiș la ceva, când îmi pierd răbdarea, când merg pe roata de rezervă, când ridic statui, când împing gunoiul neselectat sub canapea, când livrez în loc să gândesc sau să simt. Și livrez mult și des. Și cu siguranță nu doar în acel paragraf și cumva cred că asta e ok. E tot o dovadă că sunt în viață. Poate o să las acel text ca memento mori. Amintește-ți că livrezi. Centrul unui oraș cu sute de mii de locuitori, ci într-un sat agățat pe coline domoale, și-a deschis Valentin Boiangiu galeria numită Dâlgard. Cea mai recentă expoziție deschisă aici este Deja Viu, avant-premier, semnată de Elisaveta Ostapenko, o tânără artistă rusă stabilită în Hamburg. Dâlgard a găzduit vernisajul expoziției Deja Viu avant-premier, semnată de Elisaveta Ostapenko. Licențiată la University of Fine Arts din Hamburg, Elisaveta Ostapenko a ajuns cu o expoziție personală pentru prima dată în România și a încântat publicul pasionat de grafică și culoare. Originară din Rusia, Elisaveta Ostapenko s-a format la Hamburg, în Germania, și și-a concentrat munca pe observarea mediului înconjurător și pe explorarea procesului de transformare a lucrurilor statice. Am ajuns aici la Dâlgard cu expoziția mea Deja Vu avant-premieră, la care am lucrat în ultimii câțiva ani și este un proiect pe care intenționez să-l continui la Hamburg. Tot la Moscova, unde eu am lucrat mai mulți ani. Am găsit-o acum vreo 6 ani, când eu predam acolo la Facultatea Britanică de Arte și ea a fost studenta mea. Noi am menținut legătura, mie totdeauna mi-a plăcut ce a făcut de când era studenta mea, era, cum ar veni, studenta mea superstar, în care tot timpul am crezut, poate nu neapărat... Am crezut că are un stil definitoriu la început, dar mi-a plăcut atitudinea ei, munca ei, efortul și dedicația pentru învățat.
Și vorbim despre expoziția asta mai de mult și acum mi se pare un miracol chiar că Liza este aici cu noi și locuiește cu noi și avem o audiență superbă de toate vârstele, cum ne-am obișnuit deja la Delgard. Expoziția mie mi se pare excelentă, e o expoziție care propune multe lucruri, are puține răspunsuri, are mai multe întrebări, ceea ce de fapt cam vrem să facem aici la Delgard, nu vrem să avem răspunsuri, vrem să avem propuneri și întrebări. Îmi place modul ei de a combina culorile, geometria pe care o folosește în lucrările ei, cel puțin ce am văzut în momentul de față. Mi se pare un artist emergent care are foarte multe de spus în domeniul ăsta. Mă bucur foarte tare că a ajuns aici, în spațiul ăsta, la Delgard, care își desfășoară activitatea de prin 2015 încoace, în fiecare vară, cu expoziții, vernisaje, e multă lume afară, și încercăm să aducem artiști cât mai diverși, bineînțeles Valentin Boiangiu cu lucrările lui. El a pornit toată această aventură, mă rog, și cu mine am construit împreună acest studio. Artista reconstruiește fragmentele întâlnite în natură, în special prin intermediul picturii, sculpturii și instalației. Facem cât de multă publicitate putem cu, eu știu, cu resursele noastre. Noi suntem total independenți, nu aparținem de nicio asociație. Eu cu Ramona investim timp, efort, bani de la noi ca să aducem artiști cât mai și artiști mai în vârstă, dar și artiști emergenți cum este Liza. Tot timpul vrem să lansăm noi talente și oamenii o să vină la vernisaj, bineînțeles, este deschis pentru toată lumea. I'm very happy to be in the space and bring the show to Romania. Sunt foarte fericită că am ajuns în România cu lucrările mele și da, în expoziție se pot vedea lucrări mici în culori acrilice, dar și lucrări de dimensiuni mai mari, de grafică. Delgard este un spațiu neconvențional pentru proiecte de artă contemporană aflat în comuna Calopăr din județul Dolj. De 9 ani, Delgard găzduiește expoziții semnate de artiști naționali și internaționali. Această ediție a emisiunii, propunându-vă să încercați propriul răspuns la întrebarea dacă inteligența artificială poate înlocui creativitatea și emoția artei făcute de om, dacă operele unor artiști precum Brâncuș, Shakespeare, Mozart sau ale oricărui alt nume din Galeria Umanității Universale pot fi pur și simplu imitate și generate de algoritmii inteligenței artificiale.